Răspunsul ni-l dă Domnul Isus. Acum. Acum Dumnezeu se întoarce la noi. Cum? Dumnezeu vrea să locuiască în fiecare dintre noi. Literalmente. Nu e o metaforă. Dumnezeu vrea să-și instaleze reședința în noi. Dar nu oricum. El nu vine să ne fie slujitor, să ne satisfacă problemele noastre. El nu vine decât pe poziția de împărat. În viața mea este un tron. Pe tronul ăla am stat eu și am zis aici eu domnesc, aici se face voia mea. Până când am înțeles că mândria mea trebuie frântă, eu trebuie să mă zdrobesc și să-i zic măria ta, Doamne, vino pe tronul vieții mele. Amin. Și de aici înainte în mine se face voia ta. Amin. De aici înainte tu dir -ă, dirigezi aici. Acolo unde Dumnezeu e împărat, aia se numește împărăție. În Omul în care s-a instalat Dumnezeu ca împărat, în omul acela s-a instalat împărăția lui Dumnezeu. E complicat?